multe sărbători frumoase anul poate avea, însă cea mai importantă e de ziua mea. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. Cu urări de sănătate cei dragi vor veni, cele mai frumoase flori în dar voi primi. E ziua mea, flori, șampanie voi avea, toți cei dragi mă vor felicita. E ziua mea, mie mai tânără inima, cu prietenii mă voi distra. E ziua mea, flori. Domnul Constantin, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și cu ocazia zilei de naștere, această frumoasă surpriză este pentru dumneavoastră. Și avem aici pentru dumneavoastră un buchet de flori. Un tort. Și o șampanie la feleste pentru dumneavoastră. Eu cred că o pun aici așa. Dar vreau să vă întreb cum credeți, de la cine este surpriza? Este tot așa, atunci n-am știut, dar acum cred că e tot din direcție și din chipul, cred. Da, nu știu, cred că tot Mihaela și cu Florin și cu copiii, cred. Dar să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Dragă soț, tată, socru și bunic, primește cele mai calde felicitări cu ocazia zilei tale de naștere, 60 de ani. Fie ca Domnul să-ți dea sănătate, fericire și viață lungă. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dăruiască armonie în suflet și să-ți umple inima cu căldură. De ziua ta, tată, ar trebui să ne felicităm pe noi, pentru că te avem. Despre tine s-ar putea scrie cărți, cărți de omenie, modestie, hărnicie, înțelepciune și multe alte calități pe care matale le ai. Viața ta nu a fost deloc ușoară. Însă cu toate acestea, nu am dus vreodată lipsă de ceva. Ai întors munții pentru noi, ai dormit pe apucate sau poate n-ai dormit deloc. Împreună cu mama ne-ați dăruit familia pe care mulți și-ar dori-o. În mintea noastră au rămas vii multe amintiri, multe sacrificii pe care le-ați făcut ca să ne fie nouă bine. An de an amintirile s-au înmulțit. Iar astăzi fiecare din noi cultivăm în familiile noastre aceleași valori. Să ne trăiești mulți ani, tăticu, în sănătate și împlinire sufletească, te iubim din toată inima și îți mulțumim că existi. Încălzește-ne cu zâmbetul tău mai des și fii fericit, cu dragoste și respect, soția Larisa, fiicele Mihaela, Natasha și Elena, ginerii Florin, Dragoș și Vasile și nepoții Alexandru și Emma, Nicoleta, Maria, Mateo și Vica. Te iubim! Mulțumim frumos pentru felicitare, drept că eu n-am așteptat. Ei, eu singur acasă, nu-i nimeni, copiii. Mulțumim foarte frumos pentru felicitare la copii, la soții, că noi pe lângă mine. Și sperăm că la anul, ca să ne vedem cu toții, în toată componența. Mulțumim încă o dată, foarte frumos, pentru felicitare. Mulțumim dumneavoastră că ați făcut așa un gest frumos. La, 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 la.